Melec episodul 61, rezumat, Zeinel și Unzile se căsătoresc. Alpa i-a spus lui Zumrud că Kenan îl trimite din oraș din cauza poveștii de iubire dintre el și Vildan, dar Zumrud îi spune că nu îl crede. Defne se necăjește că Alpa îi strică din nou liniștea familiei după ce abia a reușit să o împace pe Zumrud și să o aducă acasă, dar Zumrud își schimbă atitudinea față de ea și nu o mai învinuiește pentru faptele lui. Îi face și un compliment spunând că ea și frații ei nu seamănă deloc cu el. Omer încă își susține decizia de a se muta, dar Zumrud îi spune că s-a hotărât să nu se mai amestece în viața nimănui și vrea doar ca el să fie fericit. Defne îi spune soțului ei că ea își dorește să locuiască cu familia. Omer crede că Zumrud o constrânge, dar până la urmă vede și el că bunica lui chiar s-a schimbat. Familia lui o apreciază pe Defne pentru că a iertat-o pe Zumrud și că nu l-a îndepărtat pe Omer de ei, lui Vildan. Zumrud îi spune că chiar dacă au neînțelegeri, ea este ca o fiică pentru ea și are dreptul să se recăsătorească și să fie fericită, dar ea consideră că Kenan nu este bărbatul potrivit pentru ea. Vildan spune că nu are sentimente pentru el, însă Zumrud vrea totuși să se asigure că reputația ei nu va fi pătată și discută amândouă cu Halil despre ce e de făcut. Zeiran citește scrisorile de la Erdal pe care nu le-a deschis până acum. În ele i-a spus că vrea să se îndrept, să-și găsească un loc de muncă și să fie un tată bun pentru fiica lor. A menționat și că vrea să se mute în casa bunicii lui. Mitat îi caută acolo și îi găsește. El îl convinge pe Erdal să renunțe la procesul de custodie și promite că îl vor lăsa să-și vadă fiica oricând vrea, iar Zeiran își retrage plângerea pe care a făcut-o împotriva lui. Ikra și Kerem ajung la ușa lui Zeinel cu indiciile pe care le-au găsit. Zeinel credea că sora lui a murit. Amândoi se bucură mult de regăsire. Kenan îi duce pe Alpai și pe fundana Dana și pune un om pe urmele lor ca să știe tot ce fac. Zeinel și Unzile se căsătoresc și fac petrecerea de nuntă la Han. Kenan se bucură că va petrece câteva ore lângă Vildan, însă Zumrud nu va permite acest lucru și îl trimite pe Halil să vorbească cu el și să-l pună la locul lui. Halil îi mulțumește pentru ce a făcut în ultimul timp pentru a-i ajuta, dar îi spune că nu are ce să caute la nuntă pentru că toți invitații sunt ca o familie din care el nu face parte. Kenan se retrage dezamăgit. Zeinel nu știe ce au vorbit ei și insistă ca Kenan, care a făcut multe pentru el ca un frate, să stea la petrecere, dar Kenan îi spune că a intervenit ceva și trebuie să plece urgent. Halil și Melek fac și ei rezervare pentru cununia civilă pentru următoarea zi și merg la casa de la Pogorie să aranjeze ultimele lucruri care au rămas de făcut. Zumrud insistă să-i ajute și face modificări după placul ei. Când vede camera pe care a făcut-o Halil pentru Melek, înțelege cât a suferit și că acum are șansa să fie fericit și pentru prima dată acceptă și ea căsătoria lor. Seyit Ali Junior este gelos pe toată lumea în ultimul timp și se necăjește tare când Melek și Halil, ocupați cu pregătirile de nuntă, nu-i decorează camera cum au promis. Ultima picătură este când le aude pe Nefise și pe Zumrud vorbind că după nuntă, el va sta la bunicul lui câteva luni, ca să nu deranjeze cuplul. Atunci vorbește cu Alpai la telefon și îi spune că e tare nefericit și că îi este dor de el. Alpai îi arată ce cameră grozavă i-a pregătit el în Adana și îl instigă împotriva familiei spunând că ei l-au trimis din oraș.